Continuăm discuția cu Liviu Suceveanu, redactor la Radio Iași. Liviu, nu știu, să punem și rău înainte, să... În general trebuie să-l punem. Să vedem, să analizăm puțin și această ipoteză. Dacă Iașu va retrograda în Liga a doua, retrogradarea este egală cu desființarea? Ținând cont de datoriile pe care le are Iași în momentul de față la bugetul de stat și... În proporție de 60-70% da. Este exact ceea ce spuneam unui alt coleg de-al tău de la un post de televiziune local la începutul anului și m-a invitat să fiu ceva mai optimist la vremea respectivă. Era și un alt invitat în platou, un alt coleg de-al nostru, care pe pauza de publicitate mi-a dat și dreptate. Eu zic că da, într-adevăr, dacă retrogradează are șanse mari să se desființeze. Să nu uităm atunci când a venit Ciprian Paraschiv, președinte la Politehnica Iași, nu știa exact situația clubului din Copoc, situația financiară, pentru că în mare măsură de aici pornesc problemele. Cu Chiucuvai s-a obținut obținerea licenței, care, dacă ne aducem bine aminte, în ultimele luni de anul trecut și în primele de anul acesta a fost pus într-o oarecare măsură sub semnul întrebării. S-au rezolvat problemele, mă rog, este meritul managementului clubului din Copou și s-a ajuns în situația de a avea dreptul de a continua Liga 1. Acum să vedem dacă și din punct de vedere sportiv se va putea atinge acest obiectiv. Destul de complicată situația. Este greu de crezut că vine cineva, respectiv primăria municipiului Iași, pentru că altcineva n-are cine să vină să pompeze bani în Politehnica Iași dacă aceasta va cădea în divizia B. Bun, dar ce faci cu datoriile din urmă? Cu datoriile și faptul că trebuie să ai nevoie de buget. Nu mai ai acei bani din drepturile de asta e TV, problema mare. Iată, de la 1 milion și ceva de euro ajungi aproape la... Aproape două ajungi la 30.000 de euro. Da. E prea mare ridicol diferență. E aproape nimic ceea ce vine de la televiziunile care mai transmit meciuri din Liga a doua. Este extrem de complicat pentru că datoriile din spate produc cu sine penalități care nu sunt deloc puține și apoi trebuie asigurat un buget pentru funcționarea acestei echipe. Ca să vin jucători la fel va scădea prețul automat pentru că ești o echipă în Liga a doua. Da, eu știu ce jucători mai poate vin din momentul ăsta Politehnica. Da, într-adevăr, nici nu prea ai ce să vin. În afară de Lucasen, căruia i-a crescut cota cu golurile marcate în ultimele etape, este greu de crezut că vreun alt jucător poate fi vândut. Mai vinzi pe, nu știu, Axinte, că e tânăr și portar. S-a vehiculat și despre Târnovanu, care a și semnat un contract cu FCSB și n-a mai ajuns. Și eu știu dacă mai ajunge la București. Da, ceilalți i-ai împrumutat și Horșa și Șerban. Jucători care, să vedem întâi care dintre ei mai au dreptul să continue, pe care îi lasă anumite cluburi să continue la Politehnica Iași, care mai vor ei să rămână la Politehnica Iași, ar putea să mișloț să nu mai fie în vara acestui an. Ca să nu mai spun că ultima tranșă din drepturile de televiziune a fost cesionată către cel care a împrumutat clubul în această perioadă complicată. Respectiv a plătit salariile jucătorilor, doar nu era să plătească datoriile istorice. Jucători care erau neplătiți de prin februarie. Da, exact. Asta este situația. Este complicat de continuat. Da, eu știu. Dumnezeu știe. Noi încercăm să ne gândim la partea bună situației și sperăm să se salveze. Partea bună, din 15 puncte posibile, nu știu, poate cu 10 puncte, da, dacă cam 8, 10, cam pe 10. Acolo. Adică 3 victorii și un rezultat de egalitate. Să fie acolo la baraj, ca să zic așa. 10... Adică, cu alte cuvinte, trebuie să câștigi tot de acasă și să aduci un punct... Măcar un punct din deplasare. Adică de la Hermannstadt sau de la Clinceni. Sau de la Clinceni, da. Nu e ușoară misiunea, pentru că niciuna dintre cele două... Dar nici acasă nu e sigur, că ai, în primul rând ai cu viitorul. Primul meci. Apoi ai cu voluntari. Hai, Chindia să zic că îi învinci, dar nici jocul nu-ți dă impresia că, iată, Iașu poate să obțină maximul de puncte pe teren propriu. Pentru că am pomenit și în prima parte a emisiunii. Acțiunile sunt haotice, nu? Se cunoaște că parcă nu sunt lucrate la antrenament, nu sunt traseele bine definite, nu... Eu mi-aduc aminte la că... La fazele fixe, mi-amintesc de perioada cu Napoli pe bancă.
Păi Iașu era redutabil în fazele fixe. Mai arca un gol și apoi făcea Napoli o schimbare. Îl băga pe Ciucă și iată, obținea victoria, cele trei puncte. Sacrifica total spectacolul. Acum mă uit cum își bat joc de fazele fixe, efectiv. Și lovituri de colț și lovituri libere. În afară lui Cristi și lui Horci, restul nu știu să bată lovituri libere. Da, nici... Bun, ai cornere. Ai avut cu Clinceniu 14 cornere, parcă. Da. Nu ai avut o singură fază, din câte mi-amintesc, cu Frosinescu, mai periculoasă, de pe urma acelor faze fixe. Dar nu le lucrezi la antrenament, măcar acolo. Hai să speculezi acolo, nu? Dacă tot ai atât de multe faze fixe. Acum aș vrea să facem un exercițiu de memorie. Ți-l mai aduce aminte pe Picioni și ți-l aduce aminte foarte bine. Râdea multă lume de el când era la Iași. Picioni dădea goluri din lovituri libere, dacă ți-aduce aminte, inclusiv în meciul cu Hajduk Split din Copou. Da. Un meci rămas în memoria suporterilor reșeni, pentru că este și singura prezență a echipei din Copou în cupele europene, în turul al treilea preliminar din Europa League. În minutul 25 la debutul în cupele europene era 2-0 pentru Poltenica. Fiși cu o echipă ca Hajduk Split, o echipă tot cam de același nivel sau dintr-un campionat de o aceeași valoare ca Liga 1. Păi, noi acum nu mai avem un jucător ca Picioni. Aia e problema. Nu mai avem un jucător, că n-am ajuns la vremea respectivă. Dacă îmi spunea cineva că o să ajung să regret pe Picioni, îi spunea, măi omule, nu te pricepi la fotbal, dar am ajuns să regretăm pe Picioni. Și nu numai pe Picioni. Apărarea Iașului, care era renumită pentru faptul că era ermetică și nu primea... Asta nu mai spun și despre portarii Iașului. Portarii Iașului și linia de mijloc. N-avem un conducător de joc. Un conducător de joc, un închizător de valoare. Atacul, să zicem că și-a mai revenit. Acum, dar Lucas n-a avut etape bune în care nu a marcat un gol. El debea din ultimele 4 etape. Timp în care de vreo 4 etape Omoh nu mai arată mai nimic, dacă stăm bine să ne gândim. Că... A intrat Binișor ieri în meci. Ieri a intrat Binișor în meci, a avut și un soi de ocazie acolo. Da, până acum da, într-adevăr. Nu a arătat nimic până la lovitura aia de cap, nu? Parcă el a dat cu capul acolo de la 7-8 metri. Bine că a scăpat Iașu de Habibu. Că... Vai de mine. Mă pui în situație de a-mi aduce aminte de boxerul ăla din Nigeria, nu? Pe care Eduard Dirimie l-a plimbat prin ea și acum vreo 12-13 ani. Cum îl chema? Ngobi? Nu mai știu. Franklin Ngobi, da. Eu cred că Habibu ăsta nu știu cât fotbal a jucat, cum nici Ngobi nu știu cât box făcuse până la gala profesionistă de la Iași. Da, nu-i serios, adică, efectiv, un băiat bine legat, simpatic, așa, dar cu mingea, nu știa nimic, nu știa, adică mă gândeam că un jucător cu tale asta, dă bine cu capul, nici măcar cu capul nu știa să tragă. Nici cu piciorul, Da, cu piciorul era ca din colțul de la masă, nu spunea nea Nichi Costăchescu să mă pregătesc săptămâna asta, cred că am loc în atacul Politehnicii în locul lui Habibu, serios. Oricum e slab lotul valorii, cred că e cel mai slab lot din ultimii... Eu mi-aduc aminte și vreau să spun ceva mai devreme când mi-ai luat vorba din gură în urmă câteva minute, că pe vremea lui Teja lotul era mai valoros. Mi-aduc aminte că era un fundaș stânga bun, Andrei Radu, nu știu, a dispărut. Mai erau vreo câțiva mijlocași, era Chelaru. Da, nu înțeleg de ce chiar... A fost împrumutat la Aerostar Bacău. Noi nu avem un închisător, un jucător care poate evolua totuși pe post de fundaș central. Că Klimaviciu e modest, tare. Klimaviciu e slab, tare. Da. Nu știe deloc cu mingea. Hai să ne uităm cum iese cu Klimaviciu, cu mingea din propria jumătate teren. Efectiv o conduce. E ca și cum am merge cu bățul și cu o roată, cum se jucau copiii la țară cu 30 de ani. Nu serios acum, adică chiar nu știe să ducă mingea. Cum este și un fundaș la Botoșani care are aceleași carențe de a lovi mingea. Nu spun cine știe ce calități la un stoper, că nu cerem cine știe ce calități tehnice. Și
Cerone. Cerone. Cerone este dezastru. Adică și Klimavičius și Cerone sunt dezastru. Ăștia n-au ce căuta în Liga 1. Arată în bine. Nu știu să dea cu capul. N-am mai pomenit așa ceva. Da, ce nici fotbaliștii sunt ăștia? Și Fomba e... Bun, hai să zicem că a jucat un meci, două. Nu, nu, încă n-a apucat să facă nasoale, nasoale. Împrumutat de la Ceahlău, îți dai seama. De la Liga 3. De Liga 3. L-a adus în Liga 1. Joacă titular. Și acum hai să vedem și pe jucătorii ăștia care au fost aduși spre sfârșitul anului trecut, la începutul acestui an. Da, Iriondo se agită. Da, dar cam atât. Cam atât. Ceacana. Ceacana e din alt film. Subțire. Brevel, păcat că, nu știu, nu îi se dă mai multe șanse, dar... Nu știu, parcă nici el nu mai este de atitudine așa, parcă nici la antrenamente nu se implică. Nici el nu mai este așa cum a fost ca atunci când juca pe la Gazmetan Media, și dădea goluri, era activ în joc. Acum e prea puțin prezent în joc. Ajută prea puțin. Luca să noroc de ultimele 4 meciuri, că până în aceste ultimele 4 meciuri a fost catastrofă. Ce cam mai... ca Omoh acum. Cum este Omoh, da, într-adevăr, acum. Și în rest, lotul e slab. Slab. Dincolo de Cristea, de Horșia, pe alocuri, Pasalia și mereu tânărul Frăsinescu. N-am înțeles de cine a jucat până la meciul cu Șep și Mihalache. Și n-am înțeles cum să-l ții pe Klimavičius sunt teren și pe Mihalache în tribună. Nu, serios acum. Adică jucător care poate evolua și pe fondul, pe postul de fundaș dreapta. Îl ții pe Cabral acolo? Cabral, nu, serios. Da. Alt jucător. Dar a început campionatul cu Grădinaru fundaș dreapta și apoi... Da, dar e mai util în linia mediană. Vedem că participă la finalizare. Joacă mai bine. Vine. Eu zic că e mai util. Și chiar în flancul stâng, acolo, face schimb de locuri cu Horșia. Adică eu simt că e mai util. Probabil că nici nu se simțea în largul lui. Plus probleme de portar pe care le-a avut cu Rusu, cu Clinceniu, Clinceniu, acel gol. Era bun punctul ăla cu Clinceniu. Facem un calcul, dacă ne uităm pe clasament, câte puncte avea Clinceniu acum? Avea 24, exact ca Șepși. Da. Și noi am fi avut 23. Aha, ce aproape am fi fost de Clinceniu cu meci direct în deplasare. Și dacă obțineai un punct măcar și cu Hermannstadt. Da, mare lucru. Am condus cu 2-1. Nu spun de o victorie. Da. Că la pauză eram deja optimist. Am zis, hai că-i batem și pe ăștia. Dar, na, nu știu. Nu știu ce se întâmplă. Parcă a renăscut această echipă de când a venit Ana Maria Prodan și Ruben Albeș, tehnicianul la Spaniol de 35 de ani. Bun, am văzut. Am văzut ce penalti s-a dat la Chindia cu Hermannstadt, dar am văzut și... cel puțin la Luca să n-a fost penalti clar, nu spun la Grădinaru, da, dar meciul direct. Da, a fost Radu Petrescu și a bătut joc de... A fost bătaie de joc la, da, la acel meci. A fost o bătaie de joc cruntă. Parcă și arbitrajele sunt cu tent așa pentru... Eu zic că nu sunt cu tent doar, eu zic că sunt cam în defavoarea noastră, cam clar în defavoarea noastră. Ceea ce nu s-a întâmplat în urmă câțiva ani. Adică ne mai ciupeau aici colo, se mai dădea prune la arbitri, îi mai înjura, îi mai critica pe la televiziune, dar da, nu s-a întâmplat des. Da, a contat, nu știu, de ieșirile publice ale lui Ciprian Paraschiv și ale lui Mircea Rednic din perioada în care a fost întrerupt campionatul, că a fost așa și o stare de inflamare și ne uităm și după programările meciurilor, te programează tot la ora 1, la ora 3, la... Parcă... Și întotdeauna cu o zi mai puțin de pregătire decât adversarul. O zi de pauză mai de puțin pauză, decât, da, adversarul din ziua. Greu de spus, mi-ar plăcea să cred că nu se întâmplă astfel de chestiuni, pentru că nu programezi, când era loc să programezi meciul Iașului mai târziu, îl programezi duminică la ora 13. Parcă a fost serios în bătaie de joc, când era căldura cea mai mare de pe parcursul zilei. E o perioadă de vară caniculară. Luna iulie. Da, luna lui cuptor, pentru că asta este luna iulie, nu?
programezi meciul la ora 13 când se sufocă jucătorii. Cum efectiv să zic, am luat interviul jucătorilor după la finalul meciului, am intrat pe pista stadionului, am terminat toate interviurile și jucători și antrenori, nu știu, să zic, în 20-30 de minute. 20 de minute, deci eram plecat de acolo. Transpirat tot. Că ai stat în loc. Numai la soare. Păi băieții care aleargă 90 de minute, nu mai zic. Cred că au slăbit kilograme, kilograme. Și... bine, pentru unii dintre ei asta este o treabă bună, că au slăbit kilograme, kilograme, pentru că chiar aveau nevoie probabil să facă o saună, iar 90 de minute la duminica la ora 13 a fost o chestie de binevenit. Într-adevăr, a fost bătaie de joc. Bătaie de joc. Pentru că erau, dacă nu erau poziții în alte zile, în discutăm de același sfârșit de săptămână. De o aceeași etapă, nu? Nu e zic ca și eu. Cum ai pe etapă ai 300 de meciuri? 10 meciuri, 15 meciuri și nu mai știi cum să le restrânți. Hai să fim serioși. Da, erau posibilități. Asta nu am înțeles. Acum nu știu dacă este doar dorința ligii, dar nu știu, poate și posturile de televiziune ar trebui să facă unele presiuni, adică să nu li se impună chiar momentul în care se desfășoare pe parcursul zilei. Sigur că înțeleg că momentele în care este cea mai bună audiență e seara și atunci se joacă play-off-ul și meciurile cele mai bune din punct de vedere calitativ. Se decide campioana, se decide reprezentantele României în cupele europene și e normal să se joace la ora 20, 20:30, 21, cum se și întâmplă de altfel. Dar să programezi un meci de play-out duminica la ora 13, chiar n-am înțeles. A fost o atitudine bat jocoritoare la adresa clubului din Copo. Acum nu știu dacă ieșirile lui Ciprian Paraschiv și ale lui Red au fost cauza, dar trebuie, cred eu, discutat cumva cu cei de la Ligă, pentru că în cazul în care aceste chestiuni se vor perpetua și numărul de zile va fi permanent în defavoarea Politehnicii Iași, și clar că Iași pornește din start cu un handicap în acest final de sezon în care lupta va fi una la baionetă și va fi extrem de complicată. Bun, mai avem câteva minute din această emisiune. Cum vezi lupta de la titlu între Craiova și CFR Cluj? Acum, trecând și meciul pe care formația din Bănie l-a câștigat aseară în fața vicecampioanei FCSB 2-1, cred că totul se va decide în meciul direct. Mi-e greu să cred că până la jocul direct din ultima etapă de pe stadionul Ion Oblemencu, cele două formații vor mai pierde puncte. Cum Universitatea Craiova are un punct în plus în clasament față de campioana. Are deplasare grea la Botoșani, părerea mea. Are deplasare grea la Botoșani, dar eu zic că Universitatea Craiova nu mai este formația din toamnă odată cu venirea la cârma echipei a lui Cristiano Bergodi. Echipa parcă arată alte veleități ofensive. Eu văd, joacă, parcă e mai animat jocul, o viteză mai bună în joc, mingea ajunge mai ușor în apropierea careului de 16 metri advers. Parcă și arbitrii sunt ușor, trag ușor cu Universitatea Craiova. Dumnezeu știe, acum poate și pe fondul greutăților pe care le anunță cei de la formația CFR Cluj, pentru că sunt jucători care și-au primit mai greu salariile, nu și-au primit toți banii, unii nu și-au mai mă scuz, dar un salar de la CFR cât 3-4 salarii de pe la, sigur, la alte cluburi. De pe la alte cluburi. Da, categoric da, dar no, aici nu se pune problema cât de mare e salariul. Am negociat un salar, am un contract, el trebuie să-și vadă banii fiecare lună. Nu mai sunt dispuși și de asta au și venit să joace la CFR Cluj. Cred că este sfârșitul acestei frumoase ieri a echipei CFR Cluj. Și cu Dan Petrescu pe bancă, nu? Probabil că da, pentru că Dan Petrescu nu se duce decât la echipe care atacă titlul. Să nu uităm ce a pregătit în ultimii ani, cât a lucrat în Liga 1. Chiar o ultimă întrebare. Când scăpăm de sistemul ăsta play-out, play-off, pentru că e... Mi se pare incredibil de slab sistemul. Eu cred că atunci când va crește numărul de formații din Liga 1. Cât timp vor fi 14 echipe în Liga 1 pentru a completa numărul de meciuri pe care le au în contract televiziunile cu Liga Profesionistă,
vor fi nevoite cluburile să furnizeze meciuri. A dispărut și acea competiție numită Cupa Ligii. Parcă Cupa României nu mai este la fel de atractivă ca în urmă cu 7-80 ani. Ajung echipe destul de slab pregătite în ultimele faze ale competiției. Mi-e greu să cred că dacă nu se va ajunge la măcar 16, dacă nu chiar 18 echipe în Liga 1, pentru că dacă ne uităm un pic pe play-off-ul diviziei secunde, sunt UTA, Rapid, Petrolul Ploiești, ca să nu mai spun de FC Argeș. FC Argeș. Să spune că nu le pune la socoteală pe Turisol, Turnu Măgurele și pe Clubul Sportiv Mioveni, ultima și ea cu prezențe în primul eșalon. Dar dacă stăm și ne gândim cum a jucat Turis la Oradea, a învins-o pe UTA cu scorul de 4-3, nici Turis n-ar părea fi o echipă obișnuită. Dar până când nu va crește din nou numărul formațiilor din Liga 1, probabil că acest sistem de desfășurare va fi menținut. Iar cum acesta nu poate fi schimbat înaintea unui sezon pentru cel care abia urmează să înceapă. Dar în Liga 2 s-a putut, că s-a schimbat. S-a schimbat, a fost o situație de urgență totuși, dacă stăm bine să ne gândim, pentru că celelalte formații au rămas totuși sub zodia pandemiei și acum și pentru ele este o problemă gravă. Acum cei care finanțează celelalte echipe dincolo de primele șase, eu știu ce motivație mai au să mai bage bani din vara acestui an în echipe din Liga 2 sau a treia, care n-au mai jucat absolut deloc. Să joacă un baraj în trei dintre cele cinci serii. Da. Mulțumesc, Liviu, pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Așadar, mai avem 5 etape de foc în play-out. Sperăm ca echipa din Moldova, Politehnic Iași, să scape de la retrogradare și urăm mult succes celor de la Botoșani în cursa pentru locul 3. Până săptămâna viitoare, Cezar Floristeanu vă urează toate cele bune. Această emisiune a fost oferită de Cotmari.